venit! Să trăiți, să rămână, să trăiți. Bine ați venit. Sunteți, da? Bună seara. A început? A început, da. Am concediat-o pe Andreea, ca să apucăm să punem cât mai multe întrebări. Okay. Bă, ce curaj să vin cuplu și să răspund la întrebări. Eu nu știam la ce vin, că nu știam. Eu m-am gândit că ne scuzam un pahar, așa. A zis la pahar. La niște șaturi. Sos de stridii, maioneză cu sirop de măcești. Da, tot ce e mai bun. Mamă, mă simt că exact ca Dar voi știți ce am făcut în Asia Express, da? Știți când am vârtit masa aia, am furat toate farfurile, știi? Masa asta este asigurată, mai aveți și alte băuturi, ca să știu, că eu dau tare. Nu vârti foarte mult. Nu e cazul să dăm tare, că nu e în ruletă. Deci și o să dărâm masa. Alegem de dinainte, nu. Da, păi hai să dăm drumul la treabă, dacă practic, dacă ați avut... Să nu mai pierde. Care e procedura? Procedura este așa, ți se adresează o întrebare. Okay. Dacă vrei să răspunzi, răspunzi. Dacă nu vrei să răspunzi, bei ce stabilim dinainte. Da. Întâi stabilim. Eu cu Eliza? Da, pus, să încep cu cine vrei. Că vreau să... Uite, ea e mai curajoasă, te uita, așa că tu ți-ți face plăcere ce e aici. Nu e, că dacă nu e alcool, nu face plăcere. Stabilim și ce? Facem atâta. Atât. Ai zis sos de stridii, a fost o întâmplare. A trebuit puțin amestecat, că este... Vezi? N-avem o linguriță? Cum trebuie o linguriță? O întrebare care să-i facă plăcere și Luna Tanticu, că m-am gândit să începem cu așa. Ia! Numește un bărbat celebru cu care ai avut o relație. În afară de el, evident, că... Și dacă n-am avut pus la bere... Aventură. Sau aventură. Cu care ai fi vrut, zi. Păi n-am avut. Cu care ai fi vrut. Da. De la noi? E foarte important. De la noi. Dintre prietenii lui, practic. Practic, dintre cei care vin pe la voi, pe acasă. Dacă sunt și eu de față sau când nu sunt? Dacă doar ar fi vrut, când ești tu? Bă, dacă da, beau și eu. Păi nu fi de afară, că nu vine nimeni de la noi. Haide, nu fi șarpe. Am zis și de cineva. Olo! Șarpele, haide! Dacă răspunde el, trebuie să bei două. Și tu? Da. Cine să zic? Cine să zic? Păi cine... Bărbat celebru? Nu poți să zici femeie? Poți să zici ce vrei tu. Cu care să ai o aventură. Sau dacă nu vrei să dar zici, n-am avut. Bei. Cu care mi-aș dori sau nu știu Sper ce. Dorit, dar într-o, așa, ceva ideal. A, de nu mai atât am un braț. Și că nu știu e ce. E doar dată că pierdem cu zero. Cu Antonia. Păi cu Antonia am avut și eu. Bine, Antonia, Joe, toate prietenele mele. Ia zi și bărbați, că văd că femei tot îți vin la gură, dar bărbați? Bărbat frumos. Nu frumos, mă, care ți-ar plăcea, nu trebuie să fie frumos. A, mă, nu mai zi un bărbat. Dar nu vine nimeni în minte. Pentru o partidă de șah. Da. Nu știu, nu vine. Hai bea dacă nu zici. Dar nu știu ce să zic. A zis, mă, Antonia, bă, păi să dacă să și bea. Am zis, dar de ce să bea dacă am zis că Antonia? Dar întrebarea era cu bărbat, e adevărat. Dar niște variante de bărbați frumoși. Deni Ștefan. Dar nu frumos. Nu variante, mă, ce variante? Eu. A, bravo. De unde știi frumos? Frumuse e în ochii lui nevastă, sigur de ce. Băi, variante. Bravo, fără variante. Și eu contra că cel mai frumos, na. Am zis o dată un nume că pierdem bani. Dar nu știu dacă n-am pe nimeni în minte. Bă, dacă aș ajungeam Jason Momoa, de la nu știu ce. Nu. Nu am, ce să fac, beau. Nu vreau să beau, să bea. Hai de bea, dacă nu zici bea, nu ne bate în joc. Nu ne bate în joc. Hai, dar mai mirosi și dă-l pe gât. Nu. Hai. Hai acolo să știți. Stai! Da, dai un pahar cu apă. Nu, să scuip dacă vrei. Dai pahar cu apă. Nu, mă, cum să înghitez? Cu cât îl ții mai mult în gură, cu atât. S-a terminat momentul cu Emma Carter. Ai auditoriu de desubt, dar pentru după ce înghiți. Uleu. Așa rău e? Mamă, eu o să zic că... Dă-i apă, mă, dă-i apă. Ia cu apă. Dă-i apă. Ia cu apă. Ți-a zis, mă, săraca, asta, a băut jumate. Pentru Cosmin, numește două femei celebre cu care ai avut o aventură sau cu care ai vrea să ai o aventură. Două. Cu care vreau să am o aventură. Cu care ai avut? Cu care eu n-am avut, în afară de Lizzy. Hai, tu zi acum, hai zi. Păi ori zici, ori bei. Vreau, ce bei? Anșoa cu suc de portocale. Gata, că aia, acolo ce e. În fața ta. Deci, cu care aș vrea? Poți să zic cu care aș vrea? Cu care ai avut. Hai să bem. Bun. Dar nasol, că ai de ascuns lucruri, tot lucruri. Hristos! Natanticu, dar de ce ai băut? Că puteam să le zic și eu că le știu, adică... Dar nu le știu. Pe care lumea nu le știe, nu alea care au apărut. Nu alea care au apărut în filmări. Eu le știu și pe celelalte. Ce chiar au fost? Lizzy. Pentru Eliza, ce bea? Haide, mă, Andreea, ce faci? Păi ce faci? Eu sunt barman. Șampanie cu șampanie. Zi tu ce? Șampanie pentru copii cu muștar. De la? Da, trebuie amestecat. Șampanie pentru copii cu muștar. Avem noi copii cu muștar? Avem copii cu muștar aici? Dați-o și-a urmă ceva după asta, că nu... Am vrut să zic că mititei și zic copii. Deci, haide, șampanie. Așa. Așa.
Zi 7. Întrebarea, da, pe asta voiam să o întreb. Da. Chiar uite, la gând la căcupărie, se născu pe 7, de-aia am ales întrebarea asta. Zici așa, ce faci, Paula? Te învârți pe acolo așa? Fac curățenie, uite, m-am și intimidat. Haide. Ce treabă ai? Deci, pune întrebarea. Atențiune, acolo. Eliza, ce? Asta e prima întrebare. Ce? Ce fantezie sexuală ai și nu îndrăznești să-i spui lui Cosmin? Opa! Tot. Dar el știe tot. Le știu pe toate. Poate e ceva ce n-ai îndrăznit și spui acum. Să afle și omul ăsta. Să-l vezi pe el cumva. O, iubire, aș vrea să te văd îmbrăcat în scufița roșie. Păi mergem acasă, iau costumul ăsta pe mine și aia e o rezolvă. Un coșuleț de la pe mână, așa și o să fiu bunicu. Nu, nu, că pot da acum în Caterin, că fie adevărat. N-ai să fii vreun vânătorul, a vrut bunicuța. Bunicuța. Bă, și în fantezii să o iasă rău. Adică tot cu babe, tot cu babe. Pentru mă, deci își dorește pentru tine numai... Serios, dorești să fiu scufița roșie? Da, scufița sau lupul? Lupul la stână. La stână sau lupul care mănâncă scufița? Deci dacă vrei, rămân, eu fii atent, eu rămân scufița, poți să fii tu vânătorul, dar să n-ai pușcă. Mă rog. Am o zi. Fantezie. Fantezie? Da. Uite, sau ce fantezie ai și nu ți-a îndeplinit-o până acum. Da. Eu și cu derivăm, ceva, deviem un pic. Beau. Bei? Ce mă? Mama, bă, nu vrea să zică. Da, lasă-o, bă. Îi place să bea, mă, că altfel ea de-aia a venit. Hai. Asta cu muștari bun. Hai. Alege tu pentru Cosmin. Răzbună-te. Te-a scos Cosmin la masă în oraș. Ia, răzbună-te. Pentru Cosmin. Ia. Să bea? Nu, să bea zer cu cola. Zer cu cola. Și pun eu întrebarea... Eu aș pune o 6. Nu, 8. Zer cu cola. 8. Mamă, dar ce... Stai așa, ăsta e zer cu cola? Zer cu cola. Da. Zer, e mai simplă asta. Și, întreba, okay. Și întrebarea este mai simplă. E pentru zer cu cola. Da. Numește cei mai proști 3 comedianți din România. Cei mai proști ca... cei mai proști comedianți. Ca meserie sau proști așa ca oameni? Cum vrei tu. Comedianți, proști. Cum vrei tu? Proști comedianți, prost comedianți, proști. Sau ca oameni, na, dacă tu îi vezi. Nu, comedianți, nu, ca... Și comedianți și proști. Și harnici și darnici. Da, așa. Mai slab. Da, eu nu m-am pregătit pentru chestia. Bă, da. Da. A, poți să bei dacă nu numești. Fai, cel mai... Trei. Și unul e mult, e? Mamă, ce-mi faceți voi mie? Zer cu cola. Ca să fie trei cluburi în care cola să nu mai intri. De ce, tu aveai vreo 10 și nu știi cum să alegi doar 3 dintre ei, nu? Toți sunt proști, mă, ce dracu. Te obiu și Costa. Și de ce-s proști? Că puteau mai mult și de-aia, mă rog. Gata, bine, frate. Se accept. Gata, ai scăpat. Se acceptă răspuns. Teo, Vio și Costel, cei mai proști 3 comedianți. Dar la mine de ce nu s-a acceptat aia cu scopul? Băi, am zis 3 comedianți. A zis, mă, 3, bă, am zis 3 comedianți. Bă, dar și-am dat niște explicații, n-am vrut să le luați. Normal. El a luat răspunsul foarte serios. Mulțumesc. El a zis pe bune, mâine apare și în ziare. Da. Păi haide. Dacă ziceam și eu, pentru haide. Eliza. Eliza, mai departe. Maioneză cu sos și rob de măceșe. Ia? Ce? Da. Ce? Maioneză cu sirop de măceșe. Mai ușor, mai ușor, mai ușor cu masa. Acolo. Mamă, mâncava și gura. Maioneză cu sirop de măceșe. Scrie așa, e ca la nuntă, cu invitația, mamă. Aici e plicul, mai pui ceva și tu. Dar mi-e rău deja. Băi, dar n-aveam eu treabă, mă, azi. Dar după asta facem și noi perfuzii cu glutation, cu aia, să... Hai, întrebare. Avem o întrebare ușoară pe aici? Da. Ce zici? Care? 9. 9? Băi, nu fiți pe bune acum. Hai, zi-o tu. Nu. Ce vedetă sau persoană publică din România crezi că îl vânează pe Cosmin? Îl vânează pe Cosmin? Bă, nu știu, am văzut mulți ochi aprigi așa, dar nu pot să-mi dau seama dacă... Că nu văd bine una. La distanță. Una pe care, una pe care ai luat-o în vizor, crezi că vrea să... Să ți-l... Fată sau băiat? E, acum nu arde așa. Dar poți fi și bă, dar ce șarpe, bă, cum le întoarce ca la ploiești? Bă, ce îți place o dată a mers mecanismul ăsta, a doua oară nu mai merge. Păi, nu pot să zic că nu știu... Atunci bei. O femeie care vrea să ți-l... N-ai văzut nicio femeie care îl vrea pe băiatul ăsta? Interesul nostru e să bei, nu să... Da, sunt multe fete care vorbesc așa, dar nu pot vedetă. Să zic că... Ai simțit ceva? Ai mirosit? N-am mirosit, domne, că dacă miroseam, urpeam în bătaie. Minte. Minte, cât scandal mi-a făcut acasă. Normal că minte. Nu sunt agresivă decât cu Cosmin. Dar zi acum, că nu mai pierdem timp. Păi nu știu, dar nu știu cine. Nu? Ia, bei tu și spune Cosmin. Da. Eu zic eu. Hai, zici tu? Da. Hai, cine? E nebun! Fată cu numele care începe cu M. Cu M? Andreea Bălan.
Mălan. Uite, poți să zic. Andreea Mălan. Am filmat acum cu Andreea Mălan, a venit la noi acasă. Acum, a fost mai de mult. Și am filmat un podcast. Așa. Și la podcastul ăsta au fost niște întrebări din asta. Nu știu cum am făcut eu și cu Andreea și cu Cosmin, de am ajuns să vorbim despre chestii total indecente. Da. Nu știu cum. Dacă e vorba, intrați și vă uitați pe podcastul fetei. Adică indecente ce? Pe cine ai mai acceptat? De fantezii, de fantezii sexuale, de cum îi place ei să fie bărbatul în pat. Noi vorbeam despre America Express și am ajuns la asta, nu știu cum. Dacă ar vrea să fie, sunt niște discuții care nu își aveau. Aproape firesc. Andreea Mălan, na. E, lasă că, uite, noi ne facem podcastul nostru aici. Da. Cine e cu M, bă? Andreea Mălan. Mălan. Deci el știe ceva cu M, a fost o discuție acolo, vezi? Andreea Mălan. Nu e Andreea Mălan, scuze. El ar da-o. Maria Popovici, Mădălina Ghenea. Maria Popovici. Mădălina Ghenea, oribil. Maria Popovici s-a sărutat cu Cosmin. Maria Ciobanu. Maria Ciobanu. Maria Popovici s-a sărutat cu Cosmin într-un... Unde v-a sărutat? Opa. Într-un colț de umbră. Într-un film, am văzut eu. Într-un colț de masă. Și Maria Popovici, uite, deja avem două... Ia uite, mă, că a zis, gata, mă, nu mai bea. Mai dau, da? Pentru Cosmin. Melina. Da. O cântăreață, Melina, de-a fost la Splash, erai și tu acolo. Da. Nu o mai țin minte, că eram... Mititică, frumușică. Da? Melina? Da, mi-aduc aminte. E Paula cu ochii pe tine. Dar nu s-a dat la mine. Haide. Haide. Încă nu. Pentru mine. Ce n-ai băut? Da, am băut cum? Am băut și eu miseria. Da, ce n-ai avut? Pe nu, deci ce am băut? Da, am băut două. Hai, mută la el maioneza aia. Și nu mai scuzați pe Cosmin. Hai, alege. Uite, sos de chili cu sirop de tuse, vreți? Bine, hai. Ce? Nu ce. Chili. Este sos de chili cu sirop de tuse. Hai, zi, întrebare. E, dacă vreți, mai dați unde stau cu muștar, mi-a plăcut. E Paulica. Deci, care? În 10 secunde. În 10 Case? Secunde, da. Numește 3 piese cântate de Eliza. 3. Stai. Nu, nu, te bat direct, deci te rup. Fata ploii, arde și nu mai suport. Primele două. Nu mai suport să mai cânte. Nu mai suport să mai investesc în așa ceva. A trecut timp, ai zis doar două, bea sos de chili cu sirop de tuse. Dar nu mai suport, e altfel. Dar cum? Mai caut un pic. Nu pot. Nu pot. A zis. A zis, mă. Nu pot, cum? Nu mai suport. Ai zis după timp. Bine, a zis două, deci... Ia jumate de chili cu sirop de tuse. O treime. Iar pe asta cu vârsta, s-a lăsat. Asta e mai așa, că găsesc eu aici ceva pentru să bea Eliza. Dă castronul ăla, că simt că... Dar dă-mi ăsta cu muștar, că a fost bun. Nu, mă, dar să-l duce și pe ăsta. O să-i pun 5, mă. 5, mă, că... 6. Nu, dar trebuie să afli. Mamă, mi-au dat urechile. 5. 6. 5. Haide, pentru Eliza. Bine, mă, 6, hai. Pentru Eliza, smântână lichidă cu zeamă de varză. Așa, că merge cu întrebarea. Și îi pune o întrebare 8. Dar voi nu vă gândesc că intestinile noastre posibil să nu existe? Ai. Haide. Eu zic orice acum. 8. Smântână lichidă și zeamă de varză. Mamă. Da? Aici. Ce bărbat celebru ai vrea să faceți un trio amoros? Dar trebuie să fie român. Da, român. Da. Băi, dar m-a spart. Băi, dar românii nu-ți mai plac, îți plac numai străinii. Dar de ce? Dar noi ce avem dragi pe noi? Hai să ne gândim așa, să facem un top. Pentru că așa este intangibil. Zi un bărbat și scapi. Pentru că dintre toate e intangibil. Dar stați un pic să vă zic ceva. Deci, eu când cineva mă întreabă repede, din tot repertoriul meu muzical, ce piese vrei să cânti, nu știu. La fel ca acum când mă întrebi de bărbați frumoși, la a doua, cu o tabiță. La fel de mult vorbește și partea aialaltă? Da. Haide, mă, zi, dacă ar fi să chemați un bărbat hai să-i luăm, uite, îi luăm pe televiziune. Mutu, a zis, Mutu, bă, a zis. Când era mai tânăr. Păi, dar ce, avem patul timpului. Mutu, hai să luăm pe colegi de breaslă. Gata, mă, a zis. A zis? Hai să luăm. Poate mi-aduc aminte de cineva și Bordea. Bordea, Chelu, îi luăm pe colegi de televiziune. Paula, nu mai deviem, a zis femeia, gata, Mutu. Cum, mă, Mutu nu e vedetă? Da, bărbat celebru. Era mai tânăr. Bravo, mă, te-ai salvat. Ia dă-ți smântâna. Nu scaz de cumva că vezi, Doamne, e șarpe. Dă-i smântâna lui, dă-i smântâna soțului. Măi, mie, mă, mie, ho, alo, Mirabela, gata, mamă. Hai că uite aici, smântână lichidă cu zeamă de varză? Da. Tată, dacă eu o să mai ies din toaletă astăzi, fii atent. Acolo, Bine, smântână cu varză, zeamă de varză, da? Ok. Cel mai neobișnuit loc în care ați făcut sex este?
Acasă, noi nu prea obișnuim să facem acasă. Dar de ce nu mi-ați dat mie întrebările astea? Da, mă. De ce stai, stai să mă gândesc, stai să mă gândesc. Nu, jur că vreau să deci mă gândesc. Deci pe degetele mi le a fost răspunsit tu că poate sunt separat. Poate locuri separate. Cel mai nou obișnuit. Cu ea? Eu n-am întrebat cu cine. Deci dacă mai zici asta odată, aruma asta n-ai. Stai, mă, când tu mă întrebai în general, că am mai avut și eu ce ai luat virgin. Nu, că nu mai luat de la biserică. Dar pe cineva, ea, unde? Dacă ai ști tu. La tine pe prești așteptam. La mine în scara blocului. Ce mai neobișnuit loc? Aoleu, chiar nu-ți amintești? Nu. Vrei să zic eu? În mașină. O mașină, ăla e neobișnuit. Mașină. Noi vine acasă când să scăpăm de câine, băgăm o mașină. În lift? În mașină. În mașina de spălat. Am făcut și în lift și în boi publice, am făcut. Cu mine în lift? Da, da. Du-te, bă, de aici, cu nebunule care ești tu. Cine? Sigur nu eram eu. Cu cine ai fost tu? Hai, bere, e adevărat. Ah. Ce erai însurat cu mine? Ah, tu erai acasă, mă așteptai și urcam cu lift. Păi, dar nu mă duceam. Eu acasă. Nu, mă, am căzut la urcare, că la coborâre cu tine coborâre. Nu știu că am avut un loc din ăsta. A, n-am avut, nu? Este? Nu. Dar cu cine mai ai fost tu așa? Ia zi din locurile alea în care ai mai fost tu și cu altcineva. Păi, femeie, te-am luat la 32 de ani, că dar nu eram virgin la 32 când am cumit. Tocmai. Dar cum nu-ți amintești? Unele au fost televizate. Nu știu, nu loc, că nu mi-aduc aminte. Unele partidele lui au fost televizate. A, ce mai neobișnuit loc în Londra. La televizor, bă. Da, exact, la televizor, bă. Problema e este că ți le amintești pe toate, cu excepția alora în care era și ea. Da, atunci bea, mă, bea-ți mântână cu zeamă de bară. Stai un pic, ești nebun, cum? Hai, am zis. Ce ai zis? Unde, unde, care e cel mai neobișnuit? Și amintește el. Stai, mă, că n-am terminat la el. Și eu întrebăm și pe ea. Ce mai neobișnuit? După aia să mă întrebați pe mine. Nu aduc aminte, să jur. Păi atunci bea-ți mântână cu zeamă de bară. Cât să stăm după tine? Că am zis cel mai neobișnuit loc în Londra. A fost... Mergem la acolo. La un hotel. La un hotel. Hai, o dai ca ea acum. Dar nu, mă, nu, dar stai, chiar vreau să mă gândesc unde e ceva neobișnuit. Pe stadion. Doamne, ferește. Zi-mi, ajută-mă. Dar de ce? Păi nu, dar dacă te ajută, bei. Păi dacă o fac, păi dar jumate dacă mă ajută ea. Ta, crezi că ai fost cu altcineva? Nu, dar e curios, ea pe-mi pare că o să zică, e, în baie. În dormitor. Da. Ia zi-mă și bea jumate. Zi, unde? Păi în pădure. În pădure. A, nu eram cu tine, scuze. Da, bă, în pădure. Da, bă, în pădure. În pădure? În pădure la Snagov. În pădure la Băneasa, în pădure la Băneasa. Mi-au furat hoținova asta noaptea pe la 3. Unde e, mă, în pădure? Ce pădure? În pădure la Snagov. În pădurea spânzuraților. Ia, acum să ne spună și Lizi. Păi a zis. Da, adică, da, ea poate, un pic, poate are... Ea bea jumate, mă, bea jumate acolo. Nu de acolo, așa. Stai așa. Stai, mă, că asta... Eu am încredere mare în smântâna aia cu... Ce e, mă? Unde e toaleta aici? Vreau să știu. Dar zi-mi acum traseul. Nu, că n-ajungi. Stai. N-ajungă? Cum ești? Pe stânga. N-ajungi, dar poți... Era lupul. Unde ți-ai lăsat poșeta? Mamă, smântână cu zeamă de varză, bă, băiat. Dacă vrei să vomiți... Stai. A, e very nice. Poftim. Nu, mă, nu. Lasă-o aici, că cine știe dacă am nevoie, să o las aici la spate. Eu zic să o pui în cap pentru următorul răspuns. Da.